De ce nu să votați astăzi? Pentru a alege pe cineva competent să ne reprezinte în Parlamentul European, a ne cere drepturile acestei țări, una din cele 28 membre ale Uniunii Europene, să fim reprezentați ca și români cu drepturi egale pentru noi ca și pentru ceilalți. Pentru un trai mai bun și mai decent pentru toți locuitorii țării noastre și, în primul rând, pentru a fi reprezentanți în Consiliul Uniunii Europene. Ce știți de Parlamentul European? Știm că avem 32 de deputați care vor reprezenta România și sunt cei care vor susține toate opțiunile țării noastre. Sperăm să schimb și ceva în România, nu? Barem investiții, în primul rând, pentru că este o reprezentare a României în Parlamentul European. Investiții, infrastructură, pentru că mai ales Moldova, unde suntem noi, e vai de mama ei. Și ca orice om, sperăm să trăim mai bine, cu toate că am ajuns aici. Cunoașteți candidații și toată cealaltă oferta politică și tot ceea ce înseamnă Parlamentul European, sau măcar în parte? Ca Parlament European, dar mai puțin cei care vor să ajungă acolo. Ce așteptări aveți de la reprezentanții României în Parlamentul European pentru următorii 5 ani? Să miște un pic mai mult decât au mișcat cei care au fost până acum. Persoanele custodiate aflate în penitenciarul Focșani își pot exprima dreptul la vot la alegerile pentru Parlamentul European prin intermediul urnei mobile. În penitenciarul Focșani, din cele 721 persoane custodiate care îndeplinesc condițiile prevăzute în vederea exercitării dreptului la vot, doar 662 de persoane custodiate și-au manifestat intenția de a vota printr-o solicitare scrisă adresată președintelui Biroului Electoral al secției de votare prin intermediul administrației locului de deținere. Președintele Biroului Electoral al secției de votare s-a prezentat la penitenciarul Focșani cu urna specială și cu materiale necesare votării. În interiorul unității a fost amenajat un spațiu corespunzător desfășurării acestui proces, fiind luându-se toate măsurile asigurării caracterului secret și liber exprimat al votului. Mai așa,